Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Rușcior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita! Bună ziua, bun găsit, eu sunt Cosmin Rușcior, este ora 13 și puțin trecut de 30 de minute. Discutăm astăzi despre faptul că România riscă sancțiuni din cauza unui proiect turistic care pune în pericol ecosistemul din Delta Dunării. Problema nu e singulară, avertizează ecologiștii. Invitații de astăzi sunt directorul executiv al Asociației Salvați Dunărea și Delta, Dan Bărbulescu. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența. Bună ziua. Și Marina Cazacu de la Societatea Ornitologică Română, mulțumesc de asemenea. Bună ziua. Marina Cazacu, de fapt, de ce riscă România să meargă în fața justiției? Ce s-a întâmplat acolo? Începând cu anul 2009, Consiliul Județean Tulcea a început să dezvolte acest proiect de dezvoltare a plajei Sulina. Problema este că studiul de evaluare a impactului care s-a realizat pentru acest proiect nu a luat în măsură și în calcul anumite aspecte în ceea ce privește biodiversitatea care există în zonă. Pe plaja Sulina sunt habitate care sunt protejate la nivel european, precum și specii de plante. Ambele, atât habitatele și speciile de plante, sunt protejate de către directiva Habitate. Această directivă se aplică tuturor celor 27 de țări membre a Uniunii Europene. Este transpusă în legislația națională prin OUG 57 din 2007 și presupune să fie protejate dacă un proiect va avea impact sau nu. Problema cea mai mare este că două din cele habitate sunt habitate prioritare și ai voie să construiești în ele doar în cazul în care este vorba de sănătatea populației, de măsuri de securitate națională. Deci în această zonă nu trebuia construit deloc sau trebuia, dar respectându-se anumite condiții? În zona Sulina ar fi putut foarte bine să fie urmat exemplul de la Sfântul Gheorghe, unde complexul turistic este dezvoltat la limita localității, iar oamenii care vin în zonă vin practic pentru aspectele naturale ale zonei și când vor să meargă pe plajă, merg 2-3 km pe jos, ceea ce pentru un om iubitor de natură este chiar o plăcere. Am înțeles, dar cum arată de fapt acest proiect despre care vorbeam și despre care îmi spuneați câteva cuvinte și înaintea emisiunii? Ce vedem de fapt acolo? Că înțeleg că deja a început construcția, nu? Construcția proiectului a început în în primăvara anului 2010. S-au construit niște căsuțe din lemn care vor fi folosite ca puncte de vânzare a tot felul de articole sau alimente. S-au construit grupuri sanitare din beton, acest lucru încălcând legislația Deltei Dunării. S-au construit o scenă pentru concerte și alte distracții, niște podețe care fac legătura dintre căsuțe, pontoane care merg se desfășoară în mare. Aceste două nici măcar n-au fost evaluate în cadrul studiului de evaluare a impactului asupra mediului. Practic, aceste construcții ar fi putut fi realizate în limita orașului, poate chiar urmărind, de exemplu, de la Sfântul Gheorghe, ar fi fost cea mai bună soluție pentru orașul Sulina. Dan Bărbulescu, vă surprinde apariția unor astfel de cazuri în Delta Dunării? Nu-i deloc surprinzătoare, ba dimpotrivă. Cred că, observând așa mai de aproape ce s-a întâmplat la nivelul Deltei în ultimii ani, cred că putem vorbi de un trend dintre ăsta așa, de care pune accent pe dezvoltarea de proiecte care nu țin cont, de fapt, de ce se întâmplă sau ce există în Delta Dunării. Nu-i deloc surprinzător pentru mine să văd că plaja din Sulina este amenajată ca orice alt loc turistic din țară. Trebuie să înțelegem că Delta Dunării trebuie să se dezvolte, sigur, nu e nimeni împotriva acestui lucru, dar trebuie să se dezvolte după altfel de reguli.